practic cauți să armezi o zonă atipică, poate fi circulară sau orice formă. Am să vă arăt pașii prin care facem armarea aceasta. Îmi extind în prima fază un pic planul acesta de secțiune, pentru că, după cum ziceam, am funcție de contur automat, dar contur automat e foarte greu de ghicit. Sunt multe ochiuri de placă, sunt multe colțuri și atunci eu îl voi ajuta printr-o construcție 2D. Deci o să fac un cerc. O să îmi agăț centrul cercului. Să merg cu cercul până în zona, până în partea aceasta. Și acum acolo e armarea. Ok, o să merg pe zona aceasta. Linda mea circulară, fiindcă am ajustat eu din puncte, nu e complet circulară. Și atunci am și altă variantă. Deci aici, nefiind cerc, este o zonă atipică, nu înseamnă că nu trebuie să o armăm corespunzător. Și atunci, practic, trebuie să facem un artificiu. Vreau să convertesc în 2D conturul acesta ca să am un contur pe care să-l folosesc. O să scot momentan umplutura și o să fac o conversie din 3D în 2D ca să pot să-mi iau exact forma grinzii. Deci grinda poate să aibă o formă oarecare dată, placa să aibă o formă oarecare dată de arhitect și atunci eu trebuie să mă încadrez pe forma aceea. De fapt, da, vă arăt și așa, dar mi-am dat seama că o alternativă banală ar fi fost să închid din layer grinzile și stâlpii și atunci că ne-am dat cu placa și aveam contur automat. Deci dacă vreau un contur 2D să-l fac, utilizez calcul ascundere 2D și zic transformare în linii 2D de pe ecran și asta înseamnă, nu e atât de grav cum sună să-mi transforme în 2D desenul, ci îmi face o copie transformată 2D a desenului. Deci ce vedem aici, rezultate, conversie filare, este un desen NDV deschis în fața proiectului. Și de aici pot să-mi extrag ceva ce e relevant pentru mine. Deci tot ce am aici este 2D. Pot să fac să le curăț un pic. O să curăț și partea asta de stâlp. Ok. Și cumva vreau să am o construcție mai curată. Deci o să fac un cerc prin 3 puncte să obțin rezultatul dorit. Și în cazul ăsta nu prea mă aranja. Ok, și ăsta e cercul, ok, îl păstrez și vreau să merg cu el antiorar de aici până aici. Cumva asta făceam și pe construcție obișnuită. Deci o să iau cercul, îi dau Ctrl-C, deci desenul ăsta prin care vă transformați ceva din 2D în 3D, un desen temporar, îl puteți lucra, tăia, trimui și din el îmi extrag ce trebuie. Cu Ctrl-C l-am extras. Și am dat un control V și asta e forma. Și asta e o formă oarecare pentru care voi face un poligon de armare. El este un arc de cerc care are centru poziționat cumva pe aici. Unesc forma. Și pe semiluna asta o să-i fac un poligon de armare. După care extind în stânga cu ancorajul. Sau mă duc cu ancorajul pe unde aș vrea eu cu varele. Deci e o construcție 2D atât. E făcut într-o linie și într-un cerc. Dar ce are ea special este peste o vedere asociativă. Dacă încercați să faceți asta unde nu e o vedere asociativă, o să trebuie ceva legat de poziționare. Aleg aici armare suprafață, scad acoperirea cu beton. Fac un click în interior. Și și-a detectat forma, a offsetat-o în partea aceasta și v-am promis că ancorez în stânga. Deci după ce își face un poligon, voi mai puteți face ajustări poligonului. Fie prin stretch sau modificare puncte, dar aici e riscant că s-ar putea să strice curbura,
Sau pot să iau această funcție, margine poligon, o selectez și printr-un click aș spune până unde să meargă. Sau pot să introduc o valoare. El e minus 0,3 spre dreapta, dacă vreau să meargă jumătate de metru spre stânga, e plus 0,5. Bine, a tot preluat un pic curb. Se dau OK. Și a dus barele după forma aceasta. Și acum ține de numerotare, dacă las identice sau diferite. Oricum o să fie bare diferite. Haideți să vedem, lăsăm diferite și dăm OK. El aici va fi o singură marcă variabilă. Ok, se vede aici, dar a făcut niște grupări. Deci a făcut niște grupări. Oh, mărcile îmi par destul de unice aici. Cred că e mult mai bine să lasă ca o marcă unică. Deci o să-i dau click dreapta, modificare, reprezentare, modificare, geometrie, repartiție și aici să îi schimbăm numerotarea să fie unică. Identice. Deci barele o să vă arăt în extras cum vin ele variabile. Anumite bare se pot șterge și manual, deci dacă spun bucățica asta e inutilă, am șters-o. Sau orice ajustare, pot să iau o bară și să o mut deoparte. Dacă după aia intervin parametric, el regenerează după primele reguli, dar voi ști lucrul ăsta și îl voi observa. Deci ele nu-s bătencuie, pot să rotesc o bară, să o mut, să-i dau un stretch doar unei armături și atunci am un control pe partea asta de ajustare. O să o poziționez exact unde aveam eu nevoie. Și apoi pot să vin cu celelalte. Deci odată ce am muncit la primul poligon și văd că pe elevație nu am reglat-o corespunzător, o să o aduc aici din vedere aceasta. Deci după ce o lucrez pe prima, pot foarte bine să fac adaptări și pentru celelalte. Adică să preiau cofrajul și să-mi ia pe celelalte direcții. Zic armare suprafață, preluare. Și mi-a din această bară pe direcția cealaltă. Ar putea să le pună diferit dacă nu erau inițial din parametri. Ok. Și la fel le fac sus, jos și așa mai departe. Cei de studiat la partea asta de mărci variabile, este cum arată extrasul. Că el ca detaliere o să-mi pun o linie de cotă. Deci pot să zic aici, clic dreapta, să ascund un pic din armături, să le zic modificare, reprezentare, repartiție, una rabătută. Și le-a făcut o grupare de mărci, că a grupat câte 3, are în setări o toleranță la cât să grupeze. Dar în orice caz nu o să le arate pe toate. Partea setarea prin care grupăm repartiția barelor se numește eșalonare. Deci oricând vrem să modificăm ceva în plan, dăm clic dreapta și găsim modificare. Și e vorba aici la ce distanță să înconsidere barele la fel sau să facă o compensare. O să las așa. Deci după ce le mai ascundem pe verticală, pe orizontală, o să rezulte mai puține mărci. Să scot culorile momentan. Modificare, reprezentare, repartiție. Și le mai ascundem grupat. Acum e și un pic atipic forma asta, dar se face armare, se grupează barele și ziceam de extras, când scoatem extrasul, să activez la loc culorile. Cu fasonări. O să vedem pentru toate barele cu lungime variabilă la care am
sună, că avem x. Deci, momentan, ele sunt destul de multe, sunt 62 de mărci, putem face o renumerotare ale acestora, în speranță că le mai reducem. Dacă identifică la fel pe mai multe direcții, a redus la 27 de mărci, dar nu sunt 27, sunt mult mai multe în realitate, pentru că unele au formă variabilă. La cele cu formă variabilă, detalierea este o linie de cotă și îmi spune de unde până unde și arată o bară la alegere. Însă pentru fabrică se trimite și sub extrasul. Deci am în X-ul acesta, înseamnă că bara are lungime variabilă. Și ca să văd exact dimensiunile reale, îi spun schemă totală și aleg marca respectivă, tastez 26. Și mai face un tabelaj cu dimensiunile pe care le ia acel segment. Barele pot avea oricâte segmente variabile și îmi face fasonarea pentru fiecare segment. La fel, 27. Astfel încât ei, la fabrică, să știe exact de cât să ducă bara, nu să facem cu puncte-puncte și să ghicească ei din cât în cât vin barele. Ca alternative către fasonare, că observați că astfel de extrase, dacă le punem pe o planșă, nu mai e loc și de placă. Se pot face caiete. Deci să le faceți pe A4 și scoați ca un caiet de armare, de fasonare, pentru placa aceasta. Și se zice raport armare și pot să aleg extras armare forme fasonate pentru placa aceasta. Și este un raport pe care îl putem exporta în Excel, Word, PDF, în care îmi spune pe scurt câte bare drepte, câte fasonate, că diferă prețul de producție. Și apoi avem aici diferite bare. În prima fază le arată pe toate și apoi pentru fiecare submarcă îmi scoate un extras în care îmi dă valorile segmentelor care sunt cu X. Deci segmentelor variabile încât să se înțeleagă. Și asta ziceam că scoate și în Excel, și în Word, paginat. Pe planșă. Aici era prima pagină, apoi aici se împart și apoi dă pe fiecare. Acum asta vă cred că pare, trebuie scris în română și aceea. Și apar separate. Deci o alternativă a raportului de pe planșă, mai ales în situații în care sunt foarte multe variabile. Astea sunt mărcile ce trebuie poziționate, să urmeze geometria și se fac diferite mici artificii ca să detaliez minimal, dar să se înțeleagă cum să monteze barele. Că ele se trimit, ele o să vină pe șantier, dar ei trebuie să înțeleagă și cum le poziționează. Că dacă fiecare bară are marcă unică, planșa ar arăta înfiorător, fiecare linie ar scrie ceva. Deci trebuie niște grupări și gândi cumva, dar din punct de vedere al armării 3D s-a realizat. Ce capra aia lăsată în spațiu, dar care cântărește greu. Deci ca idee să întotdeauna trebuie ținut cont și de capre, uitați la aceasta se face fasonarea 3D și la 600 de capre înseamnă o leacă kilograme. Sunt 539 de kilograme și în general caprele cântăresc destul de mult, deci trebuie să țineți cont să existe, nu neapărat în 3D, cât în extrasul neoclasic.